înainte de pregătirea punerii în funcțiune a mașinii de găurit și înșurubat DZSE-187 sau în cazul montării ori înlocuirii unor accesorii, asigurați-vă că aceasta este oprită și nu este conectat acumulatorul. Eliberați întotdeauna întrerupătorul înainte de introducerea sau scoaterea acumulatorului din echipament. Verificați poziționarea corectă a acumulatorului în compartimentul acestuia. Nu forțați niciodată. Dacă acumulatorul nu intră ușor, înseamnă că nu este bine aliniat. Montarea trebuie să se poată realiza cu ușurință și fără rezistență. Acumulatorul trebuie să fie introdus complet până când butonul se blochează automat. Pentru a scoate acumulatorul, apăsați butonul de deblocare al acumulatorului și îndepărtați-l din compartimentul acestuia. Așezați încărcătorul rapid pe o suprafață plană, uscată, ferită de ploaie sau soare. Împingeți acumulatorul descărcat în încărcătorul rapid până ce acesta se fixează ferm. Conectați încărcătorul la o priză de rețea protejată corespunzător. Încărcarea completă durează aproximativ o oră. Pe parcursul încărcării, nu trebuie să acoperiți acumulatorul cu lavete sau alte materiale care nu permit disiparea termică. După încărcarea completă a acumulatorului, deconectați cablul încărcătorului de la rețea, apucându-l de ștecher. În mod normal, acumulatorul și încărcătorul se încălzesc în timpul procesului de încărcare și trebuie să așteptați până vor reveni la o temperatură ambientă. Înainte de a porni aparatul, asigurați-vă că accesoriul este montat corect, că toate piesele în mișcare se pot mișca liber și că toate șuruburile de reglare sunt strânse bine. Pentru pornire, așezați-vă corpul într-o poziție stabilă. Prindeți și țineți ferm mașina. Apăsați întrerupătorul cu degetul de la mâna dreaptă. Anticipați și fiți pregătiți să preluați cuplul de pornire. Turația va crește proporțional cu nivelul apăsării pe întrerupător. Eliberați întrerupătorul și astfel mașina se va opri. Nu puneți mașina jos sau pe bancul de lucru atâta timp cât scula se mai rotește. Deconectați acumulatorul de la mașina de găurit și înșurubat. Este foarte important să adoptați o poziție corectă a corpului pentru a păstra un echilibru stabil în toate situațiile, mai ales când stați pe schele sau platforme. După ce mașina a fost corect pregătită pentru lucru și operatorul a luat toate măsurile de siguranță, se poate să conectați acumulatorul și să o porniți. Utilizați menghine sau alte modalități practice pentru a asigura și fixa piesa de lucrat pe o platformă stabilă. Atenție! Menținerea piesei cu mâna sau sprijinită de corpul dumneavoastră este o procedură periculoasă și poate duce la pierderea controlului și accidente. Intră chiar acum pe micul-fermier.ro și comandă gama completă de scule și unelte pentru casă, fermă, grădină și livadă. T-Tools, un brand Micul Fermier. Micul Fermier. Creștem împreună!